S-au înțeles. Se comasează. Se vor comasa europarlamentarele cu localele, dar numai atât, pentru că, de fapt, europarlamentarele vor fi marele test. Testul este dacă PSD împreună cu PNL vor obține 50%. Înțelegem că în unele discuții dintre liderii PSD și PNL, acest prag de 50% este chiar un soi de ambiție. Pentru că dacă nu vor obține 50%, atunci ce urmează va fi foarte grav. Ce urmează depinde de rezultatul europarlamentarelor, iar angajamentul este ca pentru locale și europarlamentare să existe liste comune. Liste comune pentru alegerile pentru Parlamentul European, dar liste comune și pentru alegerile locale. În București, de exemplu, ar trebui să existe un candidat din partea PSD și PNL, susținut, deci, de ambele partide. Există multe orașe în care un calcul similar va fi valabil, sau există și varianta în care unul dintre partide tacit să-l susțină pe candidatul celuilalt. Eventual să nu impună candidat. Pe noi ne-a interesat foarte mult această variantă a primăriei capitalei, pentru că, evident, am pus întrebarea atunci când sursele noastre ne-au oferit aceste date, ce se va întâmpla cu Gabriela Firea. Păi există posibilitatea ca Gabriela Firea să fie candidatul comun, susținut deci și de PNL și de PSD, dar există și varianta în care să nu fie. Cel mai probabil, sursele noastre spun că ar putea fi vorba despre un candidat PNL susținut de ambele partide și nu Gabriela Firea. Este o variantă. Tot ce am aflat, comentat cu invitații noștri în platou în acest moment, Sabin Orcan este directorul Newsweek România. Bună seara, Sabin Orcan. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună seara, domnule ministru. Bună seara. Și Vladimir Ionaș este sociolog. Bună seara, Vladimir Ionaș. Prima întrebare e pentru dumneavoastră. Varianta asta cu Gabriela Firea sau fără Gabriela Firea, totul e pe surse. Probabil anunțul oficial va fi făcut miercuri. Sigur, miercuri nu ne spune nimeni dacă va fi Gabriela Firea sau nu candidatul pentru primăria generală a Capitalei, dar probabil ni se va spune că vor fi liste comune. Deci, ipoteză la ipoteză la ipoteză și ajungem la Gabriela Firea. Cum e? Probabil e imposibil și pentru PSD și pentru PNL să spună astăzi cine va fi candidatul la primăria Capitalei, chiar dacă au ajuns la concluzia că împreună vor susține un singur candidat împotriva probabil lui Nicușor Dan. Scenariul, din punctul meu de vedere, se va desfășura în felul următor. Vor fi făcute în perioada următoare sondaje de opinie de ambele partide, se vor pune cap la cap. Mi-aduc aminte cum a fost, cum s-a procedat în momentul în care a existat USL-ul și cele două partide în toate județele din țară, inclusiv în București, aveau candidați pe care își doreau să-i susțină, s-au făcut sondaje de opinie, au văzut care dintre candidații fiecărui partid sunt mai bine cotați, au mai mult o șansă mai mare să câștige alegerile și astfel s-a ajuns la un nume. Probabil același scenariu se va întâmpla și în București. Mă îndoiesc că îi vor spune doamnei Firea nu dacă toate sondajele vor arăta că e singurul candidat cu șanse să câștige. Deci, nu cred că astăzi știu care va fi candidatul, nici PSD-ul, nici PNL. Adrian Cioroianu, cel mai important, mi se pare că ambii lideri, dar mai ales unul dintre ei, a fost de acord ca discuția despre prezidențiale să se reia pe 10 iunie, odată cu terminarea alegerilor ăstora care se apropie acum. Da, pentru că vor juca rolul de test aceste alegeri. Sunt multe lucruri care depind de acest rezultat. Aseară eram cu domnul Orcan, cu doamna Liliana Rus aici și toată lumea ne miram că nu s-au întâlnit. S-au întâlnit. Ca să aflăm că s-au întâlnit. Da. Au pus seara la cale. Și se pare că au vorbit și cu președintele. Au vorbit cu președintele sau domnul Ciolacu sau amândoi, nu mai contează. Eu am mizat mereu pe buna comunicare dintre domnul Ciolacu și Ciucă, dar atenție, faptul că ei comunică bine nu înseamnă că se înțeleg mereu, pentru că nu sunt singuri în partid. E riscant, într-un fel, această unificare pentru europarlamentare. E riscantă din perspectiva faptului că, bun, la noi se poate orice, deci nu trebuie să ne mirăm că unii se vor duce la un grup, alții la un grup. Vă dați seama, sunt cele două grupuri de la spectrele, de la capetele opuse ale spectrului politic. Dar nu asta e problema. Problema e că totuși există posibilitatea să-i detașezi în opoziție pe ceilalți. Și când spun ceilalți, nu mă refer numai la AUR. Mă refer, să știți, și la această grupare a Noii Drepte, sau cum se cheamă? Dreapta Unită. Dreapta Unită, așa.
Deci există, cum să spun, există și riscul de a-ți crea propria opoziție, tu mergând pe liste comune cu celălalt. Și într-adevăr, întrebarea e dacă se vor obține 50%. 50% nu e un scor mic. Iar despre doamna Firea, nu știu, dată fiind chimia relațiilor dintre dânsa și domnul Ciolacu, parcă aș zice mai curând că se caută un locuitor pentru dânsa. E posibil, sursele noastre spun, ca discuția ar merge către un candidat PNL la primăria capitalei, un candidat PNL care să fie susținut și de Partidul Social Democrat. Mai avem câteva informații, tot pe surse. Liste comune pentru europarlamentare, liste care vor fi listă, va fi una singură, va fi deschisă de un candidat de la Partidul Social Democrat, ar urma unul de la PNL și algoritmul ar fi unul de la PSD, unul de la PNL până la capătul listei, sau există și varianta în care să fie doi de la PSD, doi de la PNL, doi de la PSD și așa mai departe. O altă informație ne spune că această deschidere de listă nu va fi făcută de Mihai Tudose și nici de Rareș Bogdan. Cei doi nu vor fi pe primele două locuri, pe primele patru locuri în funcție de algoritm. Își doresc partidele să aducă niște nume noi. Înțelegem că în acest moment discuția ar fi ca numele din deschiderea listei să fie chiar din afara celor două partide. De ce ar fi important lucrul ăsta? Să fie cineva? De unde atâta resursă să vină oameni din afara PSD și PNL care să fie cap de listă pentru europarlamentare? Nu știu, domnule, România e o țară mare. E foarte important cine e pe listă, Cosmin Prelipceanu, pentru că cel puțin din zona PNL, a electoratului PNL, vor exista multe nemulțumiri legate de listă comune. Dacă doamna Firea e candidatul comun PNL-PSD, vă garantez, vor fi alegători PNL care nu o vor vota, indiferent cât de bine stă în sondaje în general doamna Firea. La doamna Firea se aplică celebrul principiul, nu, al lui Vodălă Pujneanu, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Problema e să o vrea partidul, în primul rând, pe doamna Firea. Acum pot să vă dau alte exemple. Aduceți-vă aminte ce scandal a fost la Iași cu primarul Chirica, nu, care venea de la PSD și a dat demisia, s-a înscris în PNL și conducerea PNL de atunci de la Iași, mă rog, care e și astăzi conducerea, Alexandru Muraru, s-a opus acestei veniri. Vă pot da un exemplu și mai comic, dacă vreți. Dacă vreți să ne distrăm în seara asta. Domnule, la Buzău. La mine, că știu toată istoria. La Buzău, nou șef al PNL Buzău, dacă ați ratat această știre, este domnul Mocanu Junior, fiul celebrului baron Victor Mocanu, care a fost în numai puțin de 7 partide înainte de a ajunge la PNL, respectiv PSD, UNPR, PMP, pe unde vreți și pe unde nu vreți. Ba mai mult, să pregătea să facă noua filială Aur Buzău. Și în timp ce el se pregătea să facă noua filială Aur Buzău, a fost adus la PNL. Acum, vă închipuiți confuzia totală în care se află alegătorii de dreapta din Buzău, care ar fi votat PNL-ul, văzându-l pe domnul Mocanu, nu, care vine din cu tot o altă direcție, așa, în fruntea PNL. Iar eu cred că despre asta e vorba și cu aceste liste comune. Dacă se vor face liste comune, cei care vor avea cel mai mult de pierdut sunt peneliștii, sunt liberalii. Și vor fi scandaluri fără număr. Aduceți-vă aminte că n-au mai fost alianțe de acest tip și când s-au încercat liste comune pe la USL și prin alte zone și s-au luat la bătaie în județe, da? Asta la propriu. Deci eu cred că asta nu ajută mai mult în cur, că, sigur, calculele pe care și le fac politicienii, eu nu-i condamn, dar ei fac calcule pentru partidele lor. Noi aici discutăm despre electorat, despre ce mai înțelege electoratul din bătălia politică, chiar și dintr-o coaliție aflată la guvernare, dar care deocamdată nu este într-o alianță și nu au intrat în fuziune, două partide, cum a spus domnul profesor Cioreanu, unul de dreapta, unul de stânga. Bine, aici am o obiecție, domnule profesor, că nu sunt ei la extreme. Ați spus că sunt... Nu. Ei, da, în mainstream sunt, în cele da, două... Adică tabere. La extreme sunt alții, că îi știm, da? Da. Acum, nu sunt, dar... de centru stânga și de centru dreapta. Corect. Și sunt mai către... Corect, corect. Și atunci, ce mai înțelege electoratul când el știe că aceste două partide au puncte de vedere diferite în multe zone? De pildă în economie, în cota unică și așa mai departe. Deci eu cred că asta n-ar aduce ceva bun jocului politic. Ion Meioniță este redactor șef Istoria. Bună seara, Ion. Bună seara. Meioniță. Cuiul lui Pepelea, la precedenta rundă de negocieri, candidatura lui Marcel Ciolacu. Cum o fi renunțat Marcel? Așa pare acum. Din sursele noastre pare că subiectul a fost îngropat
până pe 10 iunie. Pe 10 iunie se reiau discuțiile despre alegerile prezidențiale. Cum? În negocieri cele mai fierbinți pe probleme sunt mutate la sfârșit. Dacă ai un ghem de probleme, nu încep cu cele mai grele, încep cu cele mai ușoare. Încep să descâlcești pur și simplu ghemul până ajungi la nodul cel mai greu. Și așa se întâmplă și acum. S-a văzut că cea mai grea situație este legată de cea la alegerile prezidențiale, nominalizarea candidaților, și atunci lucrurile vor fi tranșate de-abia după alegerile europarlamentare. Și este normal să fie așa, pentru că atunci vor vedea cele două partide cum stau, care sunt șansele, vom avea rezultatul unor alegeri, deci nu sondaje de opinie, deci vom trece peste un obstacol major în evaluarea șanselor legate de spirala tăcerii, pentru că vom avea voturi și nu intenții exprimate de vot, așa încât cred că e normal ca cele două partide să amâne până în ultima clipă chestiunea asta și să încerce să rezolve ceea ce pot rezolva. Unde găsesc consens, unde găsesc înțelegere, inclusiv această situație legată de liste comune, de candidații pe liste comune pentru europarlamentare. Și încă o dată ne întoarcem, de fapt, la un lucru extrem de important. Cât de importante au devenit alegerile europarlamentare? Sunt cruciale. Alegerile trecute părea ceva îndepărtat, un Bruxelles undeva, fără miză. Oamenii nu mergeau în număr mare la aceste alegeri. Iată că acum se conjugă doi factori. Odată, sunt niște alegeri cu importanță existențială pentru Uniunea Europeană. Al doilea, cuplându-se cu alegeri locale care sunt de mare interes, sunt cele mai apropiate alegeri de viața de zi cu zi a fiecărui cetățean. Și atunci, cuplându-se, interesul va crește foarte mult. Așa încât cele două partide, eu nu cred încă, nu știu dacă au stabilit că vor merge pe liste comune. Nu cred că e benefic pentru ele să meargă pe liste comune. Ar fi trebuit să meargă într-o alianță post-electorală sau într-o non-beligeranță electorală, evident. Informațiile acestui moment, asta ne spun. Asta ne spun, știu. Că încă nu s-a bătut în cuie. Ele n-au fost anunțate, variantele n-au fost anunțate oficial. Exact. Probabil mai au timp și cum mine nu s-a anunțat nici discuțiile dintre cei doi nici lideri. Măcar întâlnirea exact, lor, nici măcar corect. Întâlnirea lor n-a fost confirmată până astăzi. Și aș vrea să le spun telespectatorilor că există informația pe surse că în cazul listelor comune pentru europarlamentare acordul ar exista. Acum se discută despre cum s-ar întâmpla lucrurile pentru liste comune la alegerile locale. Liste comune, e mult spus, candidaturile acelea despre care v-am vorbit, candidaturi comune sau candidaturi din partea unui partid care să fie susținute de celălalt tacit sau nu. Mai e un lucru interesant aici. Inițial, ni s-a prezentat varianta asta a comasării ca fiind un hatâr, un ajutor, o mână de ajutor pe care PSD le-o dă celor de la PNL. Evident, ne întrebam în schimbul la ce, am aflat în schimbul la ce. Dar de data asta, de ce ar fi această comasare? De ce ar exista comasarea de care ar avea nevoie mai mult PNL decât PSD? Da, întrebați-vă și cine a vorbit despre hatâr. Adică domnul Tudose a vorbit? Domnul Tudose este foarte simpatic și amuzant atunci când lansează... Că nu e prim-ministru. Da, lansează diverse formule, dar nu e în nucleul de discuție acum. Să știți că e în interesul, într-un fel, al ambelor partide să găsească o formulă. Vi l-aduceți aminte pe Marcel Ciolacu atunci când spunea, da, de ce am mai intrat noi în coaliția asta, că dacă nu intram, eram cu 5 în față. Da, e adevărat, nu erau cu 5 în față, dar nu asta contează. Poate că erau mai sus, dar la fel domnul Ciolacu a spus că dacă se retrage PNL-ul, își depune mandatul la Cotroceni. Adică să ne înțelegem, cele două sunt ombilical legate. Alianța, într-un fel, pe termen mediu le avantajează. Pe termen lung, într-adevăr, există o mulțime de riscuri. Depinde foarte mult de rezultatul pe care AUR îl va lua la primele alegeri, care sunt alegeri, într-adevăr, de protest. Ion Meioniță spunea foarte bine, totdeauna la europene, cum să spun, e prima răbufnire din an. Acum 4 ani a fost extrem de important pentru USR. Aduceți-vă aminte, USR a luat un scor surprinzător de mare, astfel încât ne puneam problema ce șanse are candidatul USR-ului la prezidențiale.
A fost așa, dar în fine... Nici n-a fost departe de locul 2. Sigur, evident, sigur că n-a fost departe de locul 2. Deci miza acum este să blocheze aurul și miza liberalilor în paralel este blocarea la celuilalt pol al dreptei. Asta spuneam că comportă anumite riscuri. Altfel, sau un păcat, nu e hatărul liberalilor, este o măsură care pe termen mediu le folosește și unora și altora. Ce să facă PSD-ul dacă nu va lua 50%? Să se alieze cu cine? Că nu va putea, nu va fi lăsat de familia politică să se uite spre aur, spre USRM, e greu de imaginat. Bun, ar face cu UDMR-ul. Și atunci, cum să spun, PNL-ul s-ar curăți prin opoziție și ar pune din nou probleme reale, nu ce se întâmplă acum. Să nu uităm că și PNL-ul lansează semnale, evident, că ar putea să refacă dreapta. Sigur. Împreună cu Dreapta Unită, împreună cu UDMR. Să spunem totuși asta, nu fac predicții, avem un sociolog aici care poate să ne spună cum stăm în alegeri, dar dacă aceste două alegeri europarlamentare și locale sunt comasate, nu înseamnă în mod automat un scor mai bun pentru că e un vot politic. Sunt orașe din țara în care AUR nu are candidați sau candidații lor sunt practic necunoscuți. Astăzi citeam pe Newsweek cum la Iași, după ce a înregimentat doi foști PSD-iști, inclusiv europarlamentarul Ciuhodaru, AUR, face acum apel la fost lider PNL, Bodea, care a fost director la aeroport, care e la USR, face apel să nu îl contracandideze pe Ciuhodaru și să facă o alianță. Pentru că e disperat că în anumite orașe unde primarii sunt deja în funcție și nu sunt primari puternici, bun răi, nu discutăm asta, AUR nu are oameni. Știți, dumneavoastră știți cine este candidat la primăria capitalei de la AUR? Știți, în alte orașe de pânțară, Timișoara, Cluj, vă închipuiți că AUR poate pune un candidat care să-l bată pe Emil Boc la Cluj? Așa, adică, spuneți că miza, de fapt, sunt europarlamentare, da, mai mult decât, da, localele. Da, pentru că eu cred că scorul la europarlamentare al AUR va fi diferit semnificativ de scorul la locale. Nu are cum să fie dacă se comasează. Chiar dacă se comasează, omul votează pe buletine, e diferit, domnule profesor. Se poate, dar în continuare a ceea ce spuneți, aș vrea totuși să vă aduc aminte că matematica electorală în România ne arată că niciodată scorul combinat a două partide din alianță nu înseamnă, corect, dacă unii au 30... Adunarea lor, nu, niciodată, da, niciodată nu s-a întâmplat. Și atunci asta. De ce să facă liste comune? Păi tocmai asta e problema, de ce să facă liste comune? Nici eu nu cred că e cea mai bună variantă. Și am spus mai devreme, dar dacă ei insistă, n-au decât să facă. Nu se adună scorurile. E clar. Se adună sau nu se adună? Nu se adună. Dar nu mai este aurul pe locul 2. În politică, dacă e listă comună, o să iasă aurul pe locul 2. Păi ce loc să mai iasă? Aurul nu mai iese. Dacă se comasează cu localele, nu mai iese. Păi, și cine iese pe locul 2? Pe cine iese? S-ar putea cu un procent plus liberal. Păi nu, dacă e listă comună, liste comune, va fi o alianță PNL-PSD sau PSD-PNL. Da. Și locul 2 îl lași pentru AUR. Nu știu, vedem. Nu știu dacă USR sau Alianța Dreptei pot să emită pretenții. Clasamentul va avea o rezonanță în mintea alegătorilor, da, va fi foarte important. De-aia spuneam că sunt alegeri cu totul și cu totul speciale aceste europarlamentare. Deschid seria alegerilor, odată dau moralul partidelor pentru următoarele etape, setează cadrul Uniunii Europene, pentru că dacă totuși forțele anti-europene, extremiști populiste, nu se duc atât de sus pe cât speră ele să o facă, totuși oamenii vor vedea că pot răsufla ușurați și că una dintre grijile lor legate de Uniunea Europeană se mută undeva în viitor. Deci nu va fi o amenințare directă asupra vieții tuturor celor care vor să trăiască în Uniunea Europeană așa cum trăim acum. Vladimir Ionaș, aparent decizia este decizia care n-a fost anunțată oficial, așa cum știm noi din surse, este motivată de pericolul extremismului. Da? Fac corp comun partidele mari în așa fel încât extremismul să nu câștige mai multe voturi. Dar dacă va câștiga? Dacă mă întrebați pe mine, important pentru toate partidele politice sunt alegerile parlamentare, prezidențiale, cele locale pe care le aduc acum odată cu europarlamentarele, tocmai pentru a rezolva cumva și alegerile europarlamentare. Mai important decât ierarhia era scorul și mai exact cifra din față. Mai ales pentru PSD și pentru PNL. Fiecare partid, în momentul în care se apropie niște alegeri, își setează un target. Probabil PSD avea un target cu 3 în față, PNL-ul cu 2 în față. E,
din cauza sau datorită acestor targeturi impuse, autoimpuse de partide, pe care trebuiau să le îndeplinească, o astfel de decizie mult mai ușor de luat și acoperitoare pentru viitoarele rezultate. Pentru că acum, fiind o listă comună, vor veni în fața propriului activ de partid, al propriului electorat și vor prezenta un target pe care l-au cele două partide împreună. Nu, nu s-adună niciodată în politică scorul la două partide, nici în cazul ADU, nici în cazul acestei alianțe, nu se adună. Poate fi mai mare, mai mic, depinde care va fi impactul în societate, în primul rând, și cum va primi societatea o astfel de mișcare. Își vor stabili un target, nu știu, 45, 50, 60, asta e decizia lor. Va fi mai ușor de gestionat un astfel de lucru în momentul în care mergi cu o listă comună, ambele partide, și în plus ai toți primarii celor două partide, 90 și ceva la sută din primarii din țară, care vor trage. Pentru că nu vă închipuiți că în urbanul mic și în rural, oamenii care ies la vot, în primul rând mobilizați de către activul din teren, nu numai primari, consilieri locali, gândiți-vă cât de mari sunt rețelele atunci când sunt alegeri locale de interese, da? Oamenii vor ieși, se vor mobiliza. E, în momentul în care toți oamenii ăștia ies, nu vor fi foarte mulți oameni în urbanul mic și în rural care să analizeze cele 5 buletine de vot într-un mod diferit, adică primar, consiliu local, președinte Consiliului Județean, Consiliul Județean și hopa, europarlamentare. Nu, va fi un pachet. Da? Nu știu cum se va numi alianța asta, că probabil trebuie să fie o formă, că nu cred că e, nu știu, PSD plus PNL sau cum se va numi, nu știu. Se va cu democrația. Da, va fi cu democrația, va fi, până la urmă e o mișcare de, eu nu înțeleg, USL-ul a fost un succes pentru cele două partide. Din toate punctele de vedere, dacă ne uităm pe rezultate și ne uităm la președinți de consilii județene, primari de municipii, președințe de județe, de orașe, mari, pentru cele împreună, două partide. Mai mult împreună decât separat. Au luat mai mult, da, tocmai. Având asta în spate, te gândești că poate... Din ce spuneți? Acum, într-adevăr, există o întrebare pe care eu, cel puțin, mi-o autoadresez, n-am găsit răspunsul încă. Există riscul ca în anumite zone, în urbanul mic, să spunem, emoția asta, frustrarea la nivel național pe care reușește Aurul să o creeze, da, să o aducă în alegerile locale. Acum, întrebarea pe care domnul Orcan a pus-o e bună. Va reuși Aurul în două luni să identifice candidați buni pentru toate primăriile, eu mă îndoiesc. Și atunci ai mai rezolvat o problemă. Alegerile erau în septembrie. Din ce spuneți? Pare că e mult mai eficient pentru partide, pentru partidele care vor să facă asta, să aibă liste comune și la europarlamentare și la locale. Pentru că dacă oamenii vor găsi pe un buletin de vot la europarlamentare o alianță, iar la locale vor vedea cele două partide separat, va fi, nu, probabil se va repeta scenariul de la... Scuze, o singură idee, domnule Orcan. Mai este un detaliu. Pot să fac o listă comună. S-a mai întâmplat, uneori a avut rezultate bune, dar care e inamicul comun? Aur. Nu? Cam subțire. Dar cine? Păi ia gândiți-vă, USL în 2012 lupta cu Traian Băsescu. În 2019 s-a luptat cu Dragnea. Inamicul era cuantificat, vizibil, reperabil. Se exprima plenar. Se exprima mai mult decât plenar, aveți dreptate. Inclusiv la putere, da. Domnul Simion nici nu e sigur că va candida pentru Aur la prezidenție. Prezidenție, pentru că s-ar putea să ia mai puțin decât partidul. N-ați văzut toate încercările cu Dan Puri, cu toate. Domnul Simion poate lua mai puțin decât partidul. Sabin Orcan. N-am avut până acum cuplate europarlamentare cu locale. Dar hai să ne uităm la altceva. La alegeri locale în care am avut localități în care primarul a luat 70% din voturi și partidul lui n-a luat 70% din voturi. Da. Pentru că oamenii... Avem partidului fiincare, că parcă a trecut partidul mai multe... oricare, primarul de Buzău a luat 70% din voturi, PSD-ul n-a luat 70% la Buzău. Așa. Întrebarea, de ce? Pentru că oamenii, și noi uneori îi subestimăm, sunt inteligenți, studiază cine-i pe lista de Consiliu Local și uneori vor să voteze alt partid, pe primar îl vor nu pentru că e din partidul PSD sau PNL, ci pentru că e un bun gospodar. Corect. Vă dau exemplu de... Și la Consiliul Județean e același raționament. Mai spun una, mai dau un exemplu, Satul Mare, unde sunt 38% maghiari în județ și în municipiu, dar primarul iese totdeauna de la UDMR pe vot
personal, pentru, nu pe vot politic. Nu, iese pentru că partidele românești, sunt două cazuri, Târgu Mureș și Satu Mare, pe care le-am studiat foarte mult, partidele românești vin cu candidați separați și atunci câștigă al UDMR. Dacă ar veni cu un singur candidat, ia să vedeți surpriză. Dar sunteți de acord că uneori scorurile la Consiliul Local, că se votează în aceea zi... Dar dumneavoastră dați exemple Buzău și CJU, eu vă ziceam de urbanul mic, chestia unde se poate întâmpla în urbanul mare, evident că e altă situație, două românii diferite. Dar familiile europene, popularii și socialiștii ar fi de acord cu comasarea listelor partidelor lor? Să nu uităm că startul alegerilor europarlamentare se va da în România. Exact. Congresul PP, în martie, peste puțin timp, va fi la București și vestea zilei de astăzi este că Ursula von der Leyen își va lansa candidatura de la București. Bun. Pentru că va fi Congresul PP cel care o va valida. Și așa a manifestat intenția, da, candidez. Oamenii ăștia se strâng la București și spun candidatul nostru, și este spitzenkandidat, este leading, pentru că va fi persoana care va întruchipa partidul. Uh-huh. Ca să aibă personalitate, oamenii să se refere la figuri concrete când aleg. Și atunci ea va reprezenta tot Partidul Popular European, dreapta europeană, iar lansarea se va face de la București. Vom vedea cu cine vor merge socialdemocrații, adică familia PSD-istă. Și sigur că aici o să apară o concurență între cele două, dar nu cred că la nivel european ar refuza o alianță în România pentru așa ceva, pentru că cele două partide și la nivel european vor forma aceeași coaliție după alegeri, precum coaliția din România. Tot împotriva extremismului. La care mai așteaptă doar o clipă al treilea partener, pentru că cele două s-ar putea să nu mai aibă majoritate pe care o au acum. Renew Europe, nu știm ce se va alege de el și aici va fi bătălia, cum este și în România, pentru locul 3. Vor fi anti-europenii sau va fi un grup european cu care se pot alia? Sabin Orcan. Vreau să mai spun că am vorbit despre toate combinațiile posibile, să nu uităm că vorbeam aici despre ideea asta că nu se adună scorul partidelor. Nu se adună. Dar avem o alianță în opoziție, Alianța Dreapta Unită, care reunește trei partide. Ele măsurate separat aveau un scor, acum o să vedem și ce vor scoate. Și, desigur, cred că și aici contează, ei au câțiva primari de la USR, contează și cu ce oameni vor veni la alegeri. Uh-huh. Pentru că vor exista localități în care ei ar putea produce mici surprize. E un lucru bun că la europarlamentare nu sunt Mihai Tudose și Rareș Bogdan pe primul loc? Pe primele locuri, nici nu știu. Nu știu. O listă nu poate să aibă decât un prim loc. Tome, nu știu. Eu primul loc nu. Este la PSD. Următorul prim loc va fi la PNL. Pot să comentez un scurt comentariu, pot să fac doar în legătură cu Rareș Bogdan, nu fac, e number one, nu? I-a zis președintele României. În legătură cu domnul Tudose, pentru că recent am urmărit niște ieșiri de ale domniei sale în decor cu limbajul. Le-am urmărit împreună cu domnul Rosor Cioroianu și... Dom'le, asta nu e limbaj de parlamentar ce folosește domnul Tudose până studiourile de televiziune și ar fi bine dacă va candida și va fi reales să-și mai cizeleze puțin vocabularul. Mai e o problemă. Poate se rezolvă, poate nu o să-mi spuneți dumneavoastră. Robert Kiș, pe digi24.ro, citează surse din cele două partide, apropo de discuțiile care au avut loc în weekend și care ar fi acordul la care cei doi lideri ar fi ajuns, și sunt surse politice care pentru Robert Kiș la digi24.ro au spus că există și provocări tehnice. Adică, europarlamentarele, la europarlamentare, toată țara e o circunscripție. Se poate vota oriunde în țară. Da. La locale voteze acasă. Ce se va întâmpla dacă cineva votează oriunde pentru europarlamentare și se întoarce acasă să voteze pentru locale? Aparent, sistemul nu poate detecta această problemă. Habar n-am, poate că un program de computer poate fi făcut cumva ca să știe dacă încerci să votezi în mai multe locuri de mai multe ori. Da, dar nu încalci nicio regulă. Pentru că votezi o singură dată, nu votezi de două ori. Pentru europarlamentare o singură dată, pentru la București, la locale te duci la Cluj dar și votezi. Dar dacă ceri toate buletinele când mergi să votezi? Păi nu, stați un pic. Se scanează cu tableta. Da, exact. Și cu cartea de identitate. Pentru fiecare alegere. Te duci la vot înainte.
Nu, da. Înainte de a primi buletinele, tu le ai votat la europarlamentare și presupunem ăla de la secție n-ar ști că tu ai votat odată și te-ai dus de la, nu știu, Turda la Cluj să mai votezi odată pentru europarlamentare, profitând de faptul că ai buletin de Cluj și vrei să votezi la locale. Dar atunci când e scanat buletinul, ești în sistem și știe omul că ai votat. Ori asta este infracțiune, hai să spunem și asta. Nu e ca și când omul ar putea scăpa, au fost dosare penale. De asta există sistemul. De asta se scanează cartea de identitate, pentru că vă aduceți aminte că la celebrul referendum al lui Dragnea, nu? Au fost pentru demiterea președintelui și au fost oameni care au votat în mai multe locuri și au fost dosare penale. Dacă faci asta, este pușcărie. Da. Nu e, adică nu e chiar așa ușor. Și vreau și părerea lui Ion Meioniță despre posibila candidatură posibilă a Gabrielei Firea. În noul algoritm, Gabriela Firea s-ar putea să nu mai fie preferată de cele două partide drept candidat comun. Da, iar este un punct fierbinte în aceste negocieri. Pentru PNL va fi destul de greu să meargă și să o susținem pe doamna Gabriela Firea din 100 de motive, 101. Așa încât nu știu cum vor soluționa, mai ales că e o problemă și pentru PSD, pentru Marcel Ciolacu, e o problemă legată de relația cu... Ați văzut că doamna Firea i-a impus, vreau să fiu candidat, cât mai așteptăm, foarte hotărâtă, și mai ales ați văzut și acea propunere cu totul și cu totul năstrușnică, îți promit că dacă mă pui candidat nu să te dau jos de la șefia partidului, ceea ce normal nu face decât să-l liniștească și mai mult pe domnul Ciolacu. Deci vreau să spuneți că în ideea comasării, în ideea listei, da, comune, va fi greu. Șansele scad. Șansele scad. Avem și în PNL pe domnul Burduja, cel care își dorește foarte mult să fie candidat. Deci aici s-ar putea să nu se înțeleagă, dar încă o dată avem alegeri locale. Nu e obligatoriu să se întâmple același lucru în toate localitățile. Poți să mergi cu o alianță în anumite localități sau să mergi cu două candidaturi în alte localități. Foarte scurt. La București e o negociere politică. PSD-ul are două primării sigure, PNL-ul una. Există o primărie de sector care nu ia niciunul și nu o poate lua nimeni. Și mai rămân două pe care se negociază, plus primăria capitală. Pleacă de la scorul de 2 la 1 pentru PSD. Da? Mi-e greu să văd cum și-ar împărți sectoarele astfel încât PSD-ul să accepte să rămână cu două primării, sau hai trei de sector, și PNL-ul cu primăria capitală și cu două de sector. Imediat după o scurtă pauză vom vorbi despre scandalul din familia Șoșoacă. Nu este o chestiune de viață privată, nu, pentru că e vorba despre ce se întâmplă în partidul condus de Diana Șoșoacă, din care vrea să-l scoată pe soțul ei. Și ne-am adus aminte, o să vă aduceți aminte și dumneavoastră imediat, de un incident de pomină în care domnul Șoșoacă a jucat un rol foarte important. Deci aceasta este... Nu, doamna n-are voie să iasă afară. Să iasă afară, vă rog frumos. Nu, 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 Silviu! Este scandal în partidul Dianei Șoșoacă. SOS România se numește partidul. Vrea să-l dea afară pe soț pentru că pe rețelele de socializare Silvestru Șoșoacă și-ar fi acuzat soția că e bolnavă psihic și va distruge partidul pe care l-au creat amândoi. Decizia a fost anunțată, decizia excluderii lui Silvestru Șoșoacă, numai că nu vrea să plece. Și de aici problema, care este exportată și pe scena publică, de altfel toată chestiunea, tot scandalul, pe scena publică se desfășoară. Sabin Orcan, cum e? Doamne, nu știu cum e în partidul ăsta, SOS, Șoș, cum se numește, dar așa a devenit politica în România, o afacere de familie, nu? E o mică familie care conduce un partid. Doamna Șoșoacă, în sondajele de opinie, are rezultate spectaculoase, că n-are o armată în spate. E doamna, soțul și încă câțiva amețiți pe acolo și umblă cu bățul ăla pe-n târg, să duce peste oameni, să duce în Parlament, urlă la ei, să înjură cu George Simion și uite așa, lumea crede că doamna Șoșoacă reprezintă o alternativă. Dacă îmi va veni la vot, asta că vorbeam mai devreme de liste, că nu glumesc, vorbesc serios. Oamenii ăștia n-au liste, n-au pe cine să pună pe listă, n-au candidați, pentru că un partid național în România care vrea să participe la niște alegeri, trebuie să aibă candidați, trebuie să aibă observatori în secțiile de votare. Când tu nu ai în spate aparatul, ești un balon umflat cu
multă ceață, o bulă de pe Facebook și în spate n-ai nicio armată. E domnul Șoșoacă și, repet, câțiva amețiți pe acolo. Ori un partid are nevoie de organizații, are nevoie de militanți, are nevoie de oameni dispuși să meargă ca observatori la secțiile de votare, are nevoie de candidați pentru toate seturile de alegeri. Trebuie mii de consilieri locali, de consilieri județeni, candidați la primării. Vă închipuiți că doamna Șoșoacă o să scoată cumva din joben acești candidați? Că nu, ei nu există. Eu nu știu cu semnăturile în România. Știți că au fost niște anchete penale. Am avut candidați la președinție care prezentau zeci de mii de semnături, se duceau la autoritatea electorală și alea erau luate de la alte partide. Adică, dom'le, trăim puțin în Kafka. Nu mai știu ce s-a ales de acel dosar. Adică am avut candidați la președinție care au venit cu semnăturile date de cetățeni pentru alte partide, da, și alte candidaturi. Ne spuneți în felul ăsta că partidul Dianei Șoșoacă este în dificultate sau că nu va avea un rezultat la lista? Nu, eu vă spun că nu va avea un rezultat, nu datorită domnului din imagine care, mă rog, este consortul doamnei Șoșoacă, ci datorită faptului că nu are o organizație acest partid. Este un partid mai mult pe hârtie, pe Facebook, unde doamna Șoșoacă, un fel de influențăriță așa, nu este un lider politic care să aibă în spate organizații, candidați și așa mai departe. Vladimir, de acord? Da, în plus, eu cred că un astfel de scandal pentru un partid mic, cum este cel al doamnei Șoșoacă, înseamnă un dezastru, pentru că, din punct de vedere electoral, va pierde. Ea reușise cu mesajele extrem de dure să rupă, să atragă către propriul partid, către domnia sa, acea nișă extrem de dură din electoratul din România. Cei care sunt anti-UE, anti-NATO, există această nișă, oamenii sunt anti... E aceeași nișă pe care există și George Simion? Nu, George Simion a reușit să atragă și oameni mai moderați, dar probabil în momentul de față o mare parte a celor care declarau că vor să voteze SOE și doamna Șoșoacă vor migra înapoi, vor pleca înapoi către AUR. Deci ce a reușit în perioada asta să facă doamna Șoșoacă a fost să stopeze creșterea AUR. E posibil ca o parte din acel electorat fie să se dezamăgiți și să nu mai voteze, fie să se întoarcă către AUR. George Simion, revenit din Polonia, la o reuniune de partid, le spune simpatizanților, susținătorilor lui, că România stă între două imperii, este imperiul răului, așa vorbește despre Rusia, și acest nou imperiu, Uniune Sovietică. Uniunea Sovietică, Uniunea Europeană este Uniunea Sovietică, asta spune George Simion. Domnule profesor, vă rog. Da, nu, e jenantă aprecierea domnului Simion, dar, mă rog, nu e nici singurul, nici ultimul care crede. Există un, imaginați-vă că există un volum pe la începutul anilor 2000, a fost tradus și în limba română, dar din păcate era vorba de un dizident anticomunist rus, care a publicat o carte cu titlul ăsta. Deci asta e o temă recurentă în media rusă și de la oameni de la care avea pretenții, inclusiv în Rusia. Faptul că Uniunea Europeană ar fi o nouă Uniune Sovietică, sigur că e o prostie. Și aseară, tot așa vorbeam, îl citez a doua oară pe domnul Orcan, vorbeam că ar trebui să afle domnul, serios, acum vorbim serios, domnul George Simion ar trebui să afle câte biserici românești sunt renovate cu fonduri europene, cu fonduri care vin de la Uniunea Europeană. Deci, povestea asta cu Imperiul Răului care e... Plus că ar trebui să se uite pe cele mai, cum să spun, imparțiale și echidistanțe analize economice. România a câștigat prin aderarea la Uniunea Europeană, nu și-a pierdut tradițiile, dimpotrivă. Ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, habar n-aveam în liceu sau în școală de dragobete sau de... Corect. Dragobetele la noi a înviat după corect, ce a apărut Valentine's Day. Și multe alte tradiții. Și multe altele. Și după McDonald's se trezește lumea că vrea mujdei de usturoi cu nu știu ce. Deci poveștile astea cu ștergerea identității sunt aiureli. În vremea comunismului nu era niciun fel de identitate de acest gen. În ciuda faptului că noi ne imaginăm acum că era mai pur și mai apropiați de identitate și de românism. Nici pe departe, tocmai contactul cu Uniunea Europeană te îmbogățește cu latura identității tale. Vreau să spun că George Simion
prin această declarație atinge o teză care circulă de ceva timp pe rețelele sociale, mai ales în acea nișă a electoratului despre care vă vorbeam și numai la noi, în mai multe țări europene. Și din punctul meu de vedere exact asta face. Încearcă și probabil o să vedem din ce în ce mai des mesaje mai dure. Încearcă, probabil vom vedea mesaje mai dure și din partea sa și altora din aur, tocmai pentru a recupera aceste electorate. Întrebare pentru sociolog. O astfel de temă poate să prindă într-o țară în care milioane de oameni muncesc și trăiesc, își cresc copiii și le văd viitorul în țări ale Uniunii Europene? În momentul în care ai aproape 25%, 25% care consideră că... Le spui că ei trăiesc în Uniunea Sovietică? Nu, dar, nu le spui celor care au, sunt au plecat în Spania? În populația care trăiește astăzi în România există un procent de 25% care este mai degrabă împotriva Uniunii Europene. Domnul președinte, nu întreagă, se adresează. Dar nu cumva cei din Occident, votanții aur, ar fi deranjați de ce spune el în țară? Nu, pentru că din nou confundăm diaspora. Nu există o singură diasporă românească. Asta să fie, am tot văzut că se discută. Nu există. Cei care astăzi ne așteptăm noi să voteze aur, nu sunt aceiași care au votat USR-ul în trecut. Sunt total diferiți. În plus, nu cred că există avem în România... Avem o diasporă extrem de numeroasă. Nu cred că există o familie în care să nu fie cel puțin un membru al ei plecat. E, cum vi să le spui oamenilor ăstora care au legături atât de strânse? Oamenii care au plecat și muncesc și trăiesc acolo trimit bani în țară. În continuare, cei mai mulți bani valută care intră în țara asta sunt banii trimiși de românii plecați la muncă acolo. Legătura este de familie. Mai strânsă de atât nu cred că există. Cum poți să vinzi o astfel de gogomanie unei astfel de țări? Pentru că poți să vinzi orice fel de gogomanie. Orice. Suntem în epoca în care cu cât este mai gogonată o astfel de afirmație, cu atât se rostogolește mai mult. Așa este. Suntem într-o epocă a dezinformării, nu a informării. Ne îndreptăm, dacă nu reușim să controlăm acest fenomen, spre ceea ce foarte plastic se spune, noaptea minții. Vom ajunge să trăim în beznă, în bezna rațiunii. Pentru că aici nu mai este vorba despre a face alegeri raționale. Toate aceste afirmații se adresează unui alt tip de gândire. O gândire irațională, pentru că există și așa ceva. Pur și simplu gândești în termeni fantasmagorici. Și s-a întâmplat peste tot. Uitați-vă cum a funcționat, de pildă, dezinformarea în cazul Marii Britanii, care a votat cu o majoritate substanțială Brexit-ul, ceea ce cu 6 luni sau 7 luni sau un an de zile înainte era de neconceput chiar și în sondajele de opinie, pentru că oamenii nu erau nebuni ca să își voteze împotriva propriilor interese. Astăzi, din 2016, iată, au trecut 8 ani, dacă ei pune să voteze acum, ar vota invers, ar vota pentru rămânerea Marii Britanii, pentru că e în interesul lor. Nu s-au îmbogățit. Arătați-mi o categorie socială din Marea Britanie care să vină să spună, băi, ce fericiți sunt! E migrația mai controlată acum, cum a fost un an de teoriile astea. A fost și asta cu Uniunea Sovietică. Farage a promovat-o cât a putut. Cu ne controlează sovieticii de la Bruxelles, nu ea de la... Deși el poate voia să fie controlat și de sovieticii de la... sovieticii aia reale. Dar el era cu Bruxelles. Și foarte frumos, ca să vedeți modelul de gândire, când l-au întrebat, tu vrei distrugerea Uniunii Europene? Da. Tu vrei să iasă Marea Britanie? Da. Dar îți iei pensia de europarlamentar specială? Și el a spus, da. E pensia mea. Păi da, dar ți-o dă eu ăia, sovieticii care ne nenorocesc, ne strâng de gât, ne spoliază și tu iei pensia de la ei. E dreptul meu. Am muncit în Parlamentul European atâtea mandate. Cum să renunț la pensia mea? Deci asta este gândirea adevărată. Sunt sloganuri folosite ca să emoționeze oamenii, să nu mai gândească rațional, să gândească emotiv și să le spună aceste lucruri care sunt împotriva intereselor lor. Ce interes are un român să voteze restricții de călătorie în Uniunea Europeană? Ce interes are un român să voteze împotriva celor 4 milioane de români care ei înșiși ar putea cam să existe, să aibă o majoritate care să voteze împotriva Uniunii Europene în care ei lucrează, în care au drepturi egale? Deci gândiți-vă unde se ajunge cu manipularea și această stârnire de emoții negative. Dacă vă uitați pe media, și în România, și pe rețelele sociale mai ales,
ce se întâmplă cu populațiile noastre, cu oamenii noștri, trebuie să o spunem foarte clar. Este o cădere în depresie. Este provocată, ca și cum ai lua niște mecanisme, niște medicamente care ți induc stări de depresie. Te uiți, e un dezastru, e o nenorocire, Uniunea Europeană nu știu ce ne face, ăia nu știu ce ne fac, toată lumea ne face ceva, toată lumea ne distruge. Nu mai vezi nimic altceva și atunci oamenii ajung să interiorizeze această stare. E un dezastru mai mare decât acum 50 de ani, când românii erau în pușcării. În anii 50, când era Uniunea Sovietică în România, poate știu acești oameni că în anii 50, când Uniunea Sovietică avea trupele în România, elita românească, inclusiv cei de la care se inspiră acești domni, au murit în pușcăriile din România cu zecile de mii. Rusia. Dar cum să compari cu Uniunea Europeană, unde te duci și spui votați împotriva Uniunii Europene și te duci la vot și votezi dacă vrei? Rusia lui Putin pe frontul din estul Ucrainei încearcă spargerea, ruperea frontului în 5 locuri. Este un atac puternic, ucrainenii abia fac față, se vorbește despre 5 locuri în care rușii încearcă spargerea apărării ucrainene. Cât de grav este momentul, plus încă o amenințare nucleară a lui Dmitri Medvedev. Sunt vizate Kievul, Berlinul, Londra și Washingtonul. Vom folosi tot arsenalul nuclear dacă vom fi nevoiți să ne întoarcem la granițele din 1991, spune Medvedev. De ce ne amenință din nou? Explicații imediat, vă așteptăm.